Jucătorii de la FC Botoșani sunt optimiști și vor să vină cu o victorie în urma partidei cu CFR Cluj. Deși clubul din Cluj a achiziționat jucători de valoare, totuși elevii lui Leo Grozavu nu se lasă intimidați. Chiar fundașul central de la FC Botoșani, Florin Plămadă, a declarat că își dorește să marcheze un gol în meciul cu CFR Cluj. Florin vrea ca echipa sa să vină acasă cu o victorie. Însă, așa cum a spus el, important este ca FC Botoșani să nu piardă. Ne așteaptă o partidă destul de dificilă. În compania unei formații care are în componențe jucători cu o calitate bună, însă, ca și noi, evoluează tot în play-out, nu trebuie să ne sperie că jucăm contra echipei CFR. Evoluează pe teren propriu, o echipă care pasează bine, pe care sperăm noi să o surprindem și să reușim să le marcăm gol sau goluri. Pentru noi important este să nu pierdem acest joc, să dăm tot ce e mai bun din noi și să reușim să facem un joc cât mai bun. Revenit în echipa de start a FC Botoșani după plecarea lui Cristi Pustai, fundașul central Andrei Patache spune că nu este frică de CFR Cluj. Mai mult, el a explicat că atât el cât și colegii lui de echipă vor juca cu cei din Cluj de la egal la egal. Ne așteaptă o partidă grea, dar noi, eu zic că suntem în revenire, avem două rezultate pozitive și vrem să mergem pe aceeași linie, să fie un rezultat pozitiv. Nu ne sperie nicio echipă, să zicem, care Steaua e o echipă peste, cu părerea mea. În rest, cu toate ne bătem de la egal la egal. Nu mai e așa mare diferența între echipe. Și până la urmă, și toate echipele din play-out pornesc cu aceeași șansă. Botoșăneanul Andrei Patache a mai precizat că a trecut peste acele momente grele din punct de vedere psihic, fiindcă nu reușea să prindă lotul, iar acum se simte chiar foarte bine. Am trecut printr-o perioadă grea, într-adevăr, psihic, în primul rând, dar e de domeniul trecutului. Vreau să-mi fac treaba cât mai bine și sper să-mi ajute echipa cât pot. FC Botoșani joacă sâmbătă seară, începând cu orele 18, cu echipa CFR Cluj, în cadrul etapei a 7-a, în play-out-ul din Liga 1.